Moldova este marea familie a Republicii Moldova, afirmă ambasadorii statelor membre ale blocului comunitar în mesajele lor cu ocazia zilei de 9 mai. Războiul crunt purtat în prezent de Rusia împotriva Ucrainei ne reamintește cât de important este să pledăm și să muncim pentru pace, a declarat ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ioanis Majeix. Anul acesta are o semnificație specială pentru Moldova, deoarece veți avea prilejul de a vă exprima opinia în cadrul referendumului privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Vă încurajăm să participați și să vă faceți auzite vocile, căci împreună construim calea spre un viitor mai luminos și mai european pentru Moldova. Ziua Europei este despre și pentru oameni. Uniunea Europeană ajută Republica Moldova să facă față provocărilor asociate războiului pe care Rusia l-a declanșat în Ucraina, a mai adăugat Majeix. Europa este marea familie a Republicii Moldova, familie cu care împărtășește aceleași valori și aspirații, consideră ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu. La întrebarea ce va aduce integrarea europeană pentru cetățenii Republicii Moldova, răspunsul îl putem afla ușor, foarte ușor, aruncând un ochi și la vecini. Iar vecinul cel mai apropiat este întotdeauna România. Stabilitatea economică și socială, libera circulație, accesul la piața unică europeană și sprijinul oferit prin fonduri europene sunt realități care au adus o dezvoltare fără precedent a țării. Cuvinte încurajatoare pentru conducerea de la Chișinău au și alți ambasadori din Uniunea Europeană. Historical experience shows that the most effective way to expand the area of peace, stability and prosperity in Europe has been and will continue to be EU enlargement and transatlantic cooperation. Moldova is a country of big-hearted people, and we are stronger together. Happy Europe Day! Am convingerea profundă că putem în continuare construi împreună o Europă puternică, un lider mondial în tranziția ecologică și digitală. O Europă care reușește să se elibereze de dependențele sale pentru a ne asigura securitatea, autonomia și prosperitatea. I would like to reiterate that Hungary is a firm and unconditional supporter of Moldova's accession to the European Union. In addition to the benefits that Moldova will gain as a member state, we believe that EU will also benefit from countries that are known to be inhabited by well-balanced, stable and hard-working people. Uniunea Europeană este despre solidaritate și unitate pentru pace, pentru progres și toate în numele respectului pentru drepturile omului, a mai punctat în discursul său ambasadorul Ungariei la Chișinău.